Domnule Adin Cojocaru, o nouă ediție a Baby Volley, din nou chiote, bucurie. Mai știți cum a început acest proiect? Da, mi-aduc aminte, cu prima ediție, adică 8 ediții înapoi, a fost o solicitare de la minister și erau prevăzute niște sume de bani, și proiectele erau cumva puse în așteptare. Și am creionat, am realizat acest proiect pe hârtie, astfel încât să poată să ating obiectivele pe care le vrem noi. Am mers la Ministerul Tineretului Sportului la vremea respectivă, a fost aprobat și așa a fost startul acestei Baby Volley, Kids Volley, a avut mai multe denumiri, dar tot timpul a fost vorba de copii. Proiect de suflet, pentru că v-ați ocupat de la prima ediție, atunci erați vicepreședinte, după aia l-ați continuat și când ați fost președinte. Acum a scăzut vârsta de vreo 2 ani, între 7 și 9 ani. Este mai ușor sau mai greu de făcut selecția la vârsta asta? Este un pic mai dificil, pentru că sunt vârstele sau vârsta la care totuși copilul și părintele încă pune întrebarea dacă trebuie să-l ducă pe acel copil să învețe să joace de volei. Dar suntem într-o perioadă în care toată lumea caută să aducă copiii cât mai devreme pentru a-i putea pentru a se juca cu ei, pentru a le forma niște deprinderi noi, pentru că toată lumea știe, copilul din ziua de azi, copilul mic, nu se mai joacă nici în spatele blocului, nici în față, nici în curtea școlii. Și atunci mulțimea aceea de jocuri pe care le practica de-a lungul timpului nu mai sunt. Și atunci această scăderea vârstei și atragerea lor către niște activități de a joaca formează cumva niște deprinderi noi pentru copil, învață să se joace, să câștige, să-și dorească să participe la aceste competiții. Nu se mai supără că transpiră sau că mai ușor se zgârie, adică se obișnuiește cu efortul. Aveți un invitat special din Olanda aici. Da, este un invitat special. Încercăm de câțiva ani să aducem oameni care să mai vorbească cu antrenorii români, care trebuie să mai se adapteze la această vârstă a copiilor. Iar școala de unde noi am luat foarte multe exemple sunt Belgia și Olanda. Iar de ceva timp, anul trecut am avut din Olanda și am acesta tot din Olanda, pentru că sunt lucruri noi, vin și demonstrează pentru copii, le arată modalități prin care ei se pot juca de-a voleiul. Apropo de invitați internaționali, peste puțin timp veți avea cursul de perfecționare al antrenorilor și invitat special este Vital Heinen, celebrul antrenor al multor naționale, acum la China. Cum ați reușit să-l convingeți să prezinte ceva antrenorul român? Eu cred că acum de ceva timp voleiul românesc are o altă dimensiune și are o altă vizibilitate, să spun, la nivel internațional. Suntem deja pe un trend ascendent, asta e clar, dar începem să devenim interesanți sau interesanți și pentru alte federații sau pentru alte țări, din toate punctele de vedere. Așa ne-am înscris și cu Vita Heinen, am avut o discuție cu dumnealui, știa despre România și a zis că oricând cu plăcere. Noi l-am ofertat, să spunem așa, pentru că este un antrenor care a avut ceva rezultate și la fete și la băieți. Deci ne ajută enorm de mult să vorbească, cum să zic, pe ambele limbi, limba antrenorului pentru seniori și limba antrenorului pentru senioare. Și e diferență mare să antrenezi fete și băieți. Am văzut că americanii l-au pus pe Karch Kiraly de la fete, după ce a câștigat tot ce se putea, la băieți să câștige și acolo, probabil. 100% sunt modificări, cu sistemele de joc sunt aceleași, dar modul de a aborda antrenamentele sunt puțin diferite. Acum așteptăm de la invitatul pe care îl avem să ne spună mai concret unde sunt diferențele și unde și antrenorii români să reușească să facă această diferență și să analizeze corect și să ia deciziile cele mai bune. Și calificarea la campionatul mondial a contribuit la creșterea vizibilității României în volei. Ați început deja să vă gândiți la posibili adversari în amicale sau să faceți un program așa schematic? Da, noi ne-am gândit și să știți că am fost și cu plăcere, spun treaba asta. Cel care ne-a împins de la spate este Sergiu Stancu. Deci el a fost primul care a trimis un program, un draft, în care a spus cam așa vede perioada din 2025 să se desfășoare, cu perioade de pregătire, de refacere, cu jocuri, are exemple țări unde
cu care trebuie să discutăm acum și să ajungem la un consens ca să putem să facem meciul de pregătire. Da. Deci suntem pregătiți datorită lui Sergiu, un antrenor destoinic și un antrenor care știe ce vrea. Ultima întrebare, ca să facem și legătura cu copilașii aceștia, credeți că peste 15 ani vreunul de aici va ajunge la Naționala României? Eu îmi doresc cât mai mulți din copiii pe care îi vedem anul acesta, anul trecut, acum 2 ani, să ajungă la echipele naționale. Ăsta este scopul până la urmă. Dacă noi reușim să ne atingem acest scop, înseamnă că toată această activitate a fost cu interes și a atins scopul maxim.